Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Intrăm în perioada postului celui mare, o perioadă extraordinar de frumoasă, o perioadă în care cu toții, prin post și rugăciune, ne gătim sufletele pentru a primi, așa cum se cuvine, sărbătoarea cea mare a învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trecând înainte de această sărbătoare și prin Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Vă invităm să vorbim despre acest post, despre post în general, dar și despre particularitățile postului celui mare cu Părintele Andrei Zaeț, de la Biserica Sfântul Stelian Lucaci din București. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am regăsit! Intrăm într-o perioadă extraordinar de frumoasă, o perioadă de post și, prin excelență, postul cel mare este un post al pocăinței. Este un post cu totul și cu totul special, pentru că putem numi acest post și o școală a pocăinței, având în vedere și rânduielile bisericești, rânduielile liturgice din această perioadă, cu adevărat că intrăm într-o școală a pocăinței, fiecare după putere, după voință, după dorință, căutând să ne jertfim mai mult în această perioadă, pentru ca sufletul nostru să se gătească, să se împodobească, așa cum se cuvine, cu virtuți, pentru a putea primi, cum spuneam, sărbătoarea învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, înainte de a vorbi despre particularitățile postului celui mare, aș vrea să vă întreb, Părinte, ce este postul sau ce ar trebui să însemne postul pentru noi? Despre post se poate vorbi foarte mult, însă, așa pe scurt, să ne referim la acest exercițiu, pentru că, până la urmă, postul este un exercițiu, nu este o virtute în sine. El mântuiește în momentul în care unește în persoana care postește fapta cea bună și rugăciunea. Nu este doar o abstinență de la anumite alimente, așa cum de altfel sunt persoane necreștini care spun că sunt vegetarieni sau în alte feluri, renunțând la un anumit fel de alimente. Postul, după cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să fie un exercițiu firesc, să vină din firescul omului, creștinului, în capitolele unde ni se prezintă predica de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 5, 6 și 7, ni se vorbește despre noua învățătură pe care o aduce întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Și prin capitolul al șaselea, Mântuitorul ne spune: când postiți, nu vă arătați oamenilor că postiți. Unge capul tău și fața ta o spală. Acest lucru ne arată clar că nu trebuie să facem caz de faptul că postim. În alt loc, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre importanța postului atunci când îl vindecă pe copilul lunatic. Spune că acest neam de diavol nu iese decât cu rugăciune și cu post. Apoi, însuși exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, acela că înainte de propovăduirea Evangheliei a postit 40 de zile și 40 de nopți în pustia Carantaniei, aproape de malul râului Iordan, după care începe să vorbească, să prezinte învățătura Noului Testament. Iar printre definițiile postului, cea mai frumoasă și mai la îndemână o avem în scrierile părinților apostolici, la păstorului Herma, care ne arată că postul trebuie să îl facem astfel încât să scoatem orice faptă rea din sufletul nostru. Este tema centrală a acestei lucrări despre post. Apoi, acest exercițiu, postul, a fost practicat încă din Vechiul Testament, având, bineînțeles, o semnificație aparte de a-l pune pe om într-o stare de normalitate, într-o stare de comuniune cu Creatorul, și să nu uităm faptul că din încălcarea poruncii postului a intrat păcatul în lume. Adam, care a încălcat
postul și a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului, a alunecat și de acolo tot neamul omenesc a greșit prin această cădere a protopărintelui nostru, a lui Adam. Părinte, postul fără doar și poate, atunci când ne referim la el, pentru mulți înseamnă o abstinență de la alimente. Ne gândim că în această perioadă nu consumăm lapte, carne, brânză, ouă și pește, sigur, și pentru mulți cam acesta ar fi postul. Dar noi știm că postul de bucate este un prim pas spre postul cel desăvârșit. De aceea, cum ar trebui să postim? Care ar trebui să fie starea noastră duhovnicească și preocuparea noastră? Postul cunoaște mai multe particularități. Atunci când ne gândim la post, ne referim la totalitatea faptelor și obiceiurilor pe care le poate avea o persoană, și anume felul în care ne îmbrăcăm, felul cum vorbim, mai ales în postul cel mare, să încercăm să evităm, să exagerăm în anumite discuții, să intrăm în anumite teme care ne pot înstrăina de calea pe care o are postul. De asemenea, postul acesta al privirii, postul gustării anumitor alimente, care este cel mai la îndemână, însă vedem că sunt și alte elemente, de la gândire, la vorbire, la îmbrăcăminte, la felul de a ne purta în societate. Toate acestea fac parte din tematica pe care o aduce postul în viața creștinului. Părinte, intrăm în post cu gând la Dumnezeu și cu dorința de a ne înnoi viața și sigur de a ne îmbogăți duhovnicește. De aceea începem postul cu iertare și știm că de fiecare dată din rânduiala părinților bisericii și noi am preluat acest îndemn că atunci când intrăm într-un post să fim împăcați cu toată lumea, să fie o relație de comuniune și de iubire cu fiecare dintre noi. De aceea, telespectatorilor care ne urmăresc și care se pregătesc să intre în post, având în vedere această dorință noastră de a fi împăcați cu toată lumea, ce ar trebui să le spunem? Îmi amintesc de practica aceasta a iertării, care în copilărie era prezentă în viața creștinilor, în locurile unde am crescut eu. Când intrau în biserică, credincioșii nu spuneau bună ziua sau bună dimineața sau Doamne ajută, spuneau iertați. Și ceilalți răspundeau Dumnezeu vă ierte sau Dumnezeu să vă ierte sau să te ierte. Același lucru se repeta și în momentul în care se apropiau oamenii de Sfânta Împărtășanie, de Sfântul Potir. Își cereau iertare unul de la celălalt. Când plecau la biserică, cei care rămâneau acasă, le adresa cel care ieșea din casă și se îndrepta spre biserică acest cuvânt, iertați. Și ei răspundeau, Dumnezeu să vă ierte. Și venise în vizită la noi atunci o familie. Eu plecam spre biserică, așa după cum m-a îndemnat bunica, și am rostit aceste cuvinte către toată lumea care era acolo, iertați. Și cineva din familia respectivă, din oaspeții de acolo, a întrebat de ce. Eu n-am știut ce să răspund atunci. Era ceva, o obișnuință, deja devenise un obicei al familiei, al oamenilor în general, nu doar noi și ceilalți toți care locuiau în zona respectivă aveau acest obicei de a-și cere iertare înainte de a merge spre spovedanie, spre împărtășanie, spre biserică, în biserică și în special în zilele postului. Însă nu era doar o particularitate a postului, ci în toată vremea oamenii făceau apel spre această iertare. Probabil în vechime, când erau mult mai conștiincioși, nu era ceva de suprafață, așa cum spuneam că probabil eu spuneam din obișnuință acest lucru, mă obișnuisem cu sintagma, dar în vechime credincioșii aveau conștiința că în biserică trebuie să mergi cu gând de iertare, să-ți ceri iertare
Pentru că spunea la un moment dat Dostoievski, noi suntem vinovați față de toți. Deci greșim chiar și cu gândul, chiar și cu o vorbă și atunci este bine să fim împăcați și mai ales postul care ne dă prilejul acesta de a ne apropia de Mântuitorul Iisus Hristos, postul cel mare, de a ne apropia de Hristos cel înviat, trebuie să parcurgem toate elementele acestea care țin de venirea Lui în lume, inclusiv să ne facem partași la pătimirile sale și în special să luăm de aici ducerea crucii împreună cu Hristos și totodată iertarea la care El ne-a îndemnat înainte să-și dea Duhul când a spus Părinte iartă-i că ei nu știu ce fac. Este un mesaj pe care Hristos îl transmite către întreaga umanitate. Această pregătire pentru a ne întâlni cu El să-și aibă rădăcinile în iertare. Părinte, vorbeam despre iertare și vorbim despre intrare, iată, în postul cel mare și postul debutează cum nu se poate mai frumos cu 4 zile de rugăciune intensă și știm din practică, sunt foarte mulți credincioși care în această perioadă obișnuiesc să postească un pic mai aspru și totodată să participe la slujba canonului Sfântului Andrei Criteanul, împărțit în prima săptămână în 4 seri de rugăciune. Și aș vrea să vă întreb, având în vedere, iată, această particularitate a postului celui mare, care sunt particularitățile postului celui mare și de ce îl numim, așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, școală a pocăinței? În primul rând, postul mare, din ceea ce cunoaștem, din experiența de zi cu zi, are anumite particularități. Este o perioadă mai intensă de rugăciune, de asceză care înseamnă exercițiu, este o reflectare a creștinilor asupra vieții, asupra faptelor, asupra țintei noastre finale, care este Hristos. De aceea, părinții bisericii au rânduit zile speciale de rugăciune și știm că Euharistia, liturghia în sine, este o sărbătoare. Este ca un praznic împărătesc, unde de fiecare dată, simbolic, suntem chemați la o masă unde Hristos real se oferă celor care se pregătesc și doresc să se împărtășească cu El. Zilele de rând ale postului celui mare sunt zile liturgice, dacă putem spune în felul acesta, pentru că nu se săvârșește obișnuit liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, ci se săvârșește liturgia darurilor înainte sfințite, unde Sfânta Împărtășanie se pregătește în sâmbăta sau duminica dinaintea săptămânii respective și credincioșii se împărtășesc după ce se pregătesc cu Sfintele Taine ca o întărire a lor și o deschidere spre lupta aceasta duhovnicească a postului. De fapt, Euharistia, Sfânta Împărtășanie, încununează acest efort pe care îl reprezintă postul. Însă și în zilele de rând, credincioșii se pot împărtăși la această liturghie specială, care are particularitățile ei, și pot credincioșii prin aceasta să ducă o viață euharistică, adică împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos și în zilele acestea de abstinență, de pregătire, de contemplare, de rugăciune mai profundă. Primele zile ale postului sunt mai aspre. Acesta era obiceiul părinților în vechile comunități, în vechile chinovii, în vechile mănăstiri. Postul era foarte aspru în primele zile și s-a transmis până la noi acest obicei de a posti mai intens în primele 4 zile, atunci când de altfel se săvârșește seara pavecernița mare. În cadrul acestei slujbe se citește canonul cel mare, alcătuit de Sfântul Andrei Cretanul, împărțit în 4 părți, după cum spuneați,
Iar acest canon foarte important are sau prezintă elemente din întreaga istorie a mântuirii, a chemării neamului omenesc de la zidirea lumii, încălcarea postului de către Adam, apoi o succesiune de persoane care au căzut în păcat, alții care s-au ridicat, postul lui Iosif, de exemplu, mai târziu, Iosif care a postit în țara Egiptului și care a scăpat de păcat și prin aceasta este chipul lui Hristos, este un antitip, putem spune, în Vechiul Testament, Iosif și frații săi. Apoi postul lui Isaac și de la Adam, spuneam, cel care a încălcat postul în perioada aceasta și în canonul Sfântului Andrei Criteanul sau Cretanul, ni se prezintă chemarea către rugăciune, către post, se prezintă și alte personaje din Vechiul Testament care prin postire s-au apropiat de Dumnezeu, Moise, care după 40 de zile pe muntele Sinai a primit legea și a coborât de acolo după ce a vorbit cu Dumnezeu față către față, a văzut rugul aprins tot în urma postului, Iosua Navi, care prin postire Dumnezeu l-a chemat și a trecut cu poporul în pământul făgăduinței, până la regele David, care după cădere a postit și prin pocăință Dumnezeu l-a primit, fiind un exemplu de pocăință prin excelență. Vedem psalmii care se citesc în chip special în cadrul acestor slujbe din postul cel mare. Liturgia darurilor înainte sfințite, despre care am vorbit de asemenea, este o particularitate a postului mare și, bineînțeles, liturgia Sfântului Vasile cel Mare, care în rânduială cuprinde niște rugăciuni mai pe larg, rostite în taină de preoții slujitori sau de arhiereu, când credincioșii dau răspunsurile liturgice și se observă faptul că această liturgie are niște elemente aparte. Părinte, în această perioadă credincioșii obișnuiesc să participe la Sfintele Slujbe, așa cum ați spus mai devreme, dar și să se împărtășească mai des, pentru că este o perioadă în care, așa cum spuneam, se postește mai aspru, ne rugăm mai mult, oamenii obișnuiesc să citească mai multe rugăciuni acasă și, sigur, să încerce să se înfrâneze până la urmă, nu doar de la bucate, ci mai ales de la păcate, căutând să nu ispitească pe nimeni, să nu supere pe cineva și, sigur, să facă faptele cele bune, pentru că întotdeauna postul trebuie unit cu rugăciunea și cu faptele cele bune. Ei bine, în această perioadă sunt credincioși care merg să se spovedească, să se împărtășească, sigur, cu binecuvântarea Părintelui Duhovnic. Deci, iată că acest post este un post al darurilor, mai ales pentru suflet. Suntem la Cuvânt pentru Suflet și vorbim de darurile pentru suflet. Darul cel mai de preț, cu D mare, Hristos Domnul, care ni se oferă la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. Și spuneați așa de frumos mai devreme că iată în această perioadă de post, spre deosebire de alte perioade din timpul anului, ne putem bucura de toate sfintele liturghii din cultul bisericii noastre, de luni până vineri de liturghia darurilor, sâmbătă de liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și duminica de liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Prilejuri sfinte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci iată că putem vorbi și de darul cel mai de preț al postului încă din perioada postului și anume de faptul că ne putem mărturisi și ne putem împărtăși cu Hristos mai curați, mai înduhovniciți, pentru că iată și biserica ne ajută prin rânduielile acestea speciale să putem să simțim postul la o altă dimensiune, la o altă trăire până la urmă, pentru că biserica noastră, credința ortodoxă, este un mod de viață dincolo de toate. De aceea aș vrea să vă întreb, preocuparea aceasta de a ne spovedi și de a ne împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos ne poate ajuta să trecem postul mai ușor? Numai gândul acesta că ne-am putea împărtăși, pentru că sunt mulți oameni care atunci când vine postul, poate se întristează sau consideră că este prea lung sau că nu-l pot ține.
Gândul acesta că ne-am putea împărtăși mai des, că ne putem mărturisi, iată, păcatele mai curat și mai în duhovnicism, cu o stare de pocăință mai adâncă, ne poate ajuta să culegem și celelalte daruri ale postului, jertfa, rugăciunea, comuniunea și așa mai departe? Postul aduce această dorință arzătoare a creștinilor de a se împărtăși, de a se spovedi mai întâi și apoi de a se împărtăși cu Sfintele Taine. Fiind un moment de pregătire, credincioșii reflectă mai adânc asupra acestei practici și totodată asupra darului pe care pot să-l primească prin mărturisirea păcatelor și apropierea de Mântuitorul Iisus Hristos, care spune, dacă veți mânca trupul meu și veți bea sângele meu, veți avea viață veșnică. Această viață veșnică este rezultatul comuniunii cu Mântuitorul Iisus Hristos, iar în postul mare creștinii îl simt mai aproape pe Mântuitorul Iisus Hristos, foarte aproape, putem spune, pentru cei care tratează cu seriozitate această temă și această provocare, pentru că postul este o provocare până la urmă să vezi, să te uiți în interior cât poți să te abții sau să treci prin anumite privațiuni pentru a căuta ceea ce este mai important decât cele materiale, cele trecătoare, să te unești cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și postul acesta aduce, bineînțeles, această conștiință sau conștientizare în viața creștinilor trăitori. Această conștientizare ne ajută, Părinte, să ne bucurăm cu adevărat de post și sigur să ne bucurăm și de această perioadă sfântă, așa cum spuneam mai devreme. Intrăm în postul cel mare împăcați, cum ne învățați la începutul discuției noastre, împăcați cu toți cei cu care poate am avut anumite divergențe, căutând să ne împăcăm mai ales cu Dumnezeu, pentru că nu e așa, ori de câte ori păcătuim, noi ne distanțăm de Dumnezeu și atunci căutăm ca prin spovedanie, prin împărtășanie, prin postire, prin rugăciune, prin faptele cele bune, cu adevărat să ne unim cu Hristos, pentru că la sărbătoarea Învierii să fim și noi îmbrăcați în haina aceasta albă a luminii, a Harului, așa cum se cuvine fiecare dintre noi să fim pregătiți. De aceea, pentru că ne îndreptăm spre finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, aș vrea să vă rog, dacă ar fi să transmiteți un mesaj telespectatorilor care ne urmăresc și care poate până acum nu au postit niciodată, fie pentru că s-au gândit că nu pot, deși n-au încercat, fie pentru că au amânat, fie pentru că poate nu consideră că este oportun sau că pot posti și cu altă ocazie, având în vedere toate aceste bucurii ale postului, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, care ar fi acela? Bineînțeles, mesajul ar fi acela de a îndemna pe toți creștinii să postească. Am preluat această sintagmă, postul ca exercițiu. Acolo, în post, putem să vedem în interiorul sufletului, să vedem toate nuanțele sufletului nostru, vedem și când nu avem răbdare și de care alimente sau lucruri nu putem renunța ușor la ele. Vedem exact care sunt minusurile, mai mult minusurile din interiorul nostru și lucrând, exersând asupra acestei practici, ajungem să descoperim sau să revenim pe calea aceasta care nu satură niciodată în sensul cel bun. Adică dorința arzătoare de a-L avea pe Mântuitorul Iisus Hristos și când ne dăm seama că suntem plini de noi înșine și goi de Hristos, încercăm să acoperim această golătate, să ne găsim sensul acestei vieți și toate răspunsurile vin odată cu exercițiul postului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem un post binecuvântat cu roade duhovnicești și noi vă dorim, Părinte, să aveți de asemenea un post binecuvântat împreună cu întreaga comunitate pe care o slujiți cu atâta râvnă și dăruire și vă mulțumim pentru cuvintele ziditoare de suflet și vă așteptăm și într-o ediție viitoare, mulțumindu-vă de asemenea că ați acceptat invitația noastră. Doamne ajută!
Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim un post binecuvântat tuturor și vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române, sigur îndemnându-vă în continuare să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, să rămâneți alături de programele televiziunii noastre și încă o dată un post binecuvântat tuturor. Pe curând!